Domnule președinte, stimată audiență, pentru că bănuiesc că sunt probabil unul dintre ultimii vorbitori, voi încerca să fac și o sinteză a argumentelor care au fost prezentate de către mai mulți reprezentanți ai societății civile, dar nu înainte de a constata un lucru. Constatăm în primul rând faptul că, deși suntem într-o democrație și Republica Moldova este declarat prin Constituție un stat democratic, astăzi discutăm despre un sistem electoral care a fost pus pe masă fără a se discuta despre care pot fi și alte opțiuni. Și aici mulți colegi, în special persoane care sunt bine cunoscute în domeniul academic, au menționat foarte multe alte sisteme care poate ar merita atenție. În acest sens, vreau să trag atenția, la începutul sesiunii a fost prezentat și rezultatele unui sondaj de opinie post-electoral pe care l-a comandat Asociația Promolex. Vreau să vă spun că pe lângă datele care au fost prezentate, mai există, sau în acel sondaj, mai există și un alt slide care prezenta și alte date. Ori întrebarea care a fost pusă de către noi uh, suna puțin mai complex și a solicitat cetățenii ca să vină cu un exercițiu de gândire mai aprofundat. Nu pur și simplu dacă sunt de acord cu votul unii nominal sau cu votul cu tare sau cu votul cu tare. Deci, noi am întrebat cetățenii, am dat patru opțiuni, dintre care una a fost menținerea sistemului proporțional actual de vot și am dat alte trei sisteme care știm că se discută iată și aici în această sală. Și vreau să vă spun că rezultatele, conform primei, cel de doilea opțiuni și cel de treile opțiuni, pentru că cetățenii au fost solicitați în cadrul sondajului să spună care ar fi primul preferat, al doilea preferat, al treilea preferat, deci rezultatele sunt nu chiar așa de clare cum se încearcă a se, a se spune că este o soluție deja gata, pregătită. În acest sens, da, trebuie să conștientizăm și spunem lucrul acesta și sondajul de opinie comandat de Promolex confirmă faptul că cetățenii văd o necesitate și o oportunitate a modificării sistemului electoral, pentru că pe toate trei opțiuni, prima, a doua și a treia opțiune, Rezultatul este de doar 43%, cel mai mic rezultat dintre toate cele patru opțiuni la această întrebare. Dar să ne uităm care este următoarea opțiune pentru care cetățenii au spus că și-ar și -ar da eventual votul sau care ar fi preferat de către ei. În acest sens, sistemul electoral mixt, despre care s-a discutat astăzi aici, ar fi și el unul preferat cu... 48% de către uh, cetățenii care au răspuns conform primii, a doua și a treia opțiune. Uh, și ulterior avem sistemul uninominal cu 53% din cei care au răspuns pe prima, a doua și a treia opțiune. Și atenție mare, uh, sistemul, uh, sistemul proporțional actual de vot propus spre păstrare cu introducerea listelor deschise, despre care s-a vorbit și aici în sală, ar acumula 64%. 35% din cetățenii care au participat la sondaj a spus că asta ar fi a doua opțiune pe care i-ar vedea. De aceea, haideți, dacă suntem într-un stat democratic, să discutăm mai din tâi care sunt opțiunile, pentru că sunt foarte multe sisteme electorale și după care să discutăm în profunzime cum facem acel sistem să lucreze în contextul Republicii Moldova. Și promiteam la început că voi încerca să rezumez foarte succint problemele care le-au ridicat și colegii mei din societatea civilă. Și cred că ele trebuie adresate și nu putem să mergem mai departe cu discuția unui proiect de lege pe unii nominal dacă nu rezolvăm aceste întrebări. Și doar subcind, le voi da nume. Mandatul imperativ. Încălcarea dreptului de vot al cetățenilor care locuiesc în regiunea transnistriană. Scopul neclar al acestui proiect de lege. Conflictul de interese al actualilor deputați. Iarăși, se limitează reprezentativitatea populației. Proiectul de fapt promovează o agendă falsă, pentru că, așa cum au spus și colegii mei, în loc să discutăm despre problemele constatate după campania electorală prezidențială, noi discutăm despre sistemul uninominal și, și problemele cele, nu se știe când își vor găsi o, o rezolvare. Eliminarea opoziției parlamentare. Trebuie să fim conștienți de acest lucru, că în timp un astfel de sistem va avea un impact foarte puternic asupra opoziției. Oricine din cei care vor candida pe nominalul propus astăzi vor dori să fie în opoziție în cadrul Parlamentului. Toți vor dori să fie lângă putere, toți vor dori să facă drumuri și așa mai departe. Deci lipsa unui consens politic și social. S-a vorbit și despre aceste lucruri astăzi și cred că nu este de neglijat. Riscurile de corupție sunt și ele majore, eu personal am fost în Ucraina în calitate de observator internațional timp de 3 luni în 2012.